Prima,
stimat. Și dacă strigăm la Domnul în toate necazurile noastre, și mai ales face și mai mult când strigăm și în bucurierea noastră, să-i mulțumim Domnului, pentru că El este acela care ne vrea cu tot din adinsul. Și atunci când te prădeai în brațele Tatălui, ești în siguranță, ești în fericire. Și mai mult ca atât, în comunitatea, să zic, în permis să zic, în comunitatea noastră, este o bucurie, o fericire. Și să-i mulțumim Domnului că a întâlnit viață în corpurile noastre și ne putem bucura și de această bucurie a copiilor noștri. Un paragraf din Credința prin care trăiesc, zice textul din Apocalipsa 21:7. Celui ce va bibui aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lor. Celui ce va bibui, va moșteni aceste lucruri. Și eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu biruim lucrurile care lui nu-i plac, desigur că El va fi Dumnezeul nostru. Și gândiți-vă un Dumnezeu care a creat totul să fie Tatăl nostru. Ce minunat! Vom fi în cea mai binecuvântată fericire. Niciun om nu păcătuiește în cer. Niciun om nu intră în cer legat la ochi. Dacă va consacra timp pentru meditație, atunci fiecare om poate ști dacă este pe calea îngustă sau pe calea largă care duce la moarte. Dacă nu primim religia lui Hristos rănindu-ne cu cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vom fi îndreptățiți a intra în cetatea lui Dumnezeu. Trăind cu hrana pământească, educându-ne gusturile pentru a iubi lucrurile pământești, noi nu vom fi potriviți pentru curțile cerești. Noi nu vom putea aprecia fluxul de viață curat, cerest, care circulă în cer. Glasurile îngerilor și muzica harfelor nu ne vor plăcea. Știința cerului va fi o taină pentru mințile noastre. Avem nevoie să fim modelați și șlefuiți prin influența transformatoare a Harului Său, ca să putem fi potriviți pentru societatea îngerilor cerești. Iubiții mei, dacă hrănim sufletele noastre cu din cuvântul lui Dumnezeu, vom fi potriviți pentru curțile cerești. Acesta este secretul fericirii. Ca să putem să ajungem acolo, trebuie să pregătim de aici, să ne pregătim pe noi, ca să putem să ajungem fericiți în cer. Noi trebuie să avem o viziune a viitorului și a fericirii din cer. Acolo, în cer, cei răscumpărați salută pe cei care i-au călăuzit la Mântuitorul cel înălțat. Lupta a trecut. Toate necazurile și luptele s-au sfârșit. Cântecele de biruință umplu tot cerul, în timp ce cei răscumpărați stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Minunat lucru. Să ai favoarea, iubit ascultător, să ajungi acolo. Să ai favoarea ca Hristos să spună curat. Pentru această favoare trebuie fiecare de noi să luptă. Și lupta nu este ușoară. Și totuși nu este grea. De ce spun că nu este grea? Fac o mică paranteză. Când eram mai 16, până la 18 ani, așa, mai mergeam prin sat, în Sânga și în Beata, dar aveam vecinul meu care era mai mare decât mine.
Și nu chiar mă temeam așa, că știți dumneavoastră cum sunt copiii, te mai ciocănește, te mai piște, te mai ciupește. Nu mi-era frică, eram cu colegul meu care era mai mare decât mine. Și mă duceam oriunde. Dar dacă era el cu mine, el era... Da. Dacă avem pe Domnul cu noi, nimic nu ne pare greu. Dar știți dumneavoastră ce trebuie să facem prima dată? Să omorâm eu din mine. Dacă eu-l este mort, Hristos este în mine și atunci totul merge ok. Să-i mulțumim Domnului pentru această favoare minunată care ne-a făcut-o, care ne-a promis-o. Deci mă duc să vă trimit un locuitor. Duhul Sfânt care ne călăuzește pas cu pas. Duhul Sfânt care ne vrea pe tot din atinsul și ne dă putere să biluim eu, firea pământească și pe sărat. Toți vor fi o familie unită, fericită, îmbrăcată în veșmintele laude și mulțumire. La priveliștea aceasta, stelele dimineții vor cânta împreună, iar copiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie în timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni pentru a proclama. Acolo nu va mai fi păcat și moartea nu va mai fi. Trebuie să dobândim obiceiul de a conversa despre lucrurile din cer, despre minunatul cer. Vorbiți despre acea viață care va dura atât cât va trăi Dumnezeu și în felul acesta veți uita micile voastre necazuri și dureri. Lăsați ca mintea voastră să fie atrasă către Dumnezeu. De multe ori ne întâlnim unii cu alții și zice, necazul, uite, am avut necaz cu tare, necaz în partea elantă, necaz din bol. Cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă ceva. Vorbiți despre acea viață care va dura cât? Cât viața lui Dumnezeu. Și în felul acesta veți uita micile voastre în cazuri și dureri și lăsați ca mintea voastră să fie atrasă către Dumnezeu. E adevărat, frate și soră, am avut necazuri, s-au întâmplat un accident, s-au întâmplat un nenorocire. Mulțumim Domnului că Dumnezeu, probabil, prin aceasta, ce vrea să facă? Aurul, ca să fie pur aur, curat. Pe unde treci? Printr-un cuptor curățitor. Ca să-l curățe. Așa și Domnul cu noi. Vrea, ne vrea cu tot din adinsul, dar ne vrea curați și la urmă sfințiți prin adevăr. Un ultim text, ca să fiu totuși în timp. Armonia cu Dumnezeu și cu seminii tăi, cu frații tăi, aici începe începutul unui serviciunii. Și aici este secretul fericirii, pentru că Dumnezeu ne dorește. Profetul Isaia zice în felul următor. Isaia
și să facem din Dumnezeu tăria noastră și să facem din Dumnezeu ajutorul nostru și sprijinul nostru, ca zice David, care nu lipsește niciodată nevoie. Chiar dacă s-ar, așa cum spune versetul, ar urla, așa spune Davidul Mareșal. Dumnezeu este acela care ne dă putere. Cu o singură condiție. Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, ascultare de cuvântul sale și împlinind și trăind adevărul său, putem să fim apți pentru cer. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Iată un alt sfert. Atunci când ne încredințăm viața și soarta în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează prin noi și cu noi. Domnul să ne ajute, iubiții mei, ca fiecare de noi să încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu, să încredințăm viața în mâna Sa și, desigur, El ne va ajuta în orice moment. Nu zicem decât Domnul să binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe fiecare parte și să ne ajute ca să fim, să rămânem ascultători și învățăm ceilalți cu picioarele sale.